După ce Prescom a reușit să înlocuiască peste 40 de kilometri din rețeaua de apă a municipiului, a venit la rând și cartierul Crâng, unul dintre cele mai vechi cartiere de blocuri din oraș. Deja s-a efectuat 20% din totalul lucrării. La PT30 Bălcescu am început lucrarea de aproape 2 luni de zile. Sperăm că în august să o terminăm, pentru că lucrarea e destul de amplă. Înseamnă 1250 metri de rețea de apă, de fi 110 mm pe peie, 1100 de metri de branșamente de fi 63 mm, 150 de metri de fi 40, 950 de metri și asta însumând 65 de branșamente, total 1100 metri. 24 de cămine de vizitare și pentru apometre necarosabile și 5 cămine carosabile unde sunt pe alei și va fi trafic greu. Era necesară schimbarea infrastructurii de apă rece, deoarece datează din anii 60, când au fost construite blocurile de pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Nu s-au schimbat din de 44, 46, 48 de ani. Depinde de construcția blocurilor. Deci cele după prima linie a bulevardului sunt construite în 1966, cel de-al doilea rând în 68, cele din P+4 tot în 66. Este o lucrare competentă din partea domnilor lor. Lucrează foarte bine, nu lasă în așa fel ca să pună în pericol parcările din zonă. Lucrarea va cuprinde toată zona dintre Bulevardul Bălcescu și strada Spiru Haret și va fi finalizată în luna august. Cei peste 2000 de metri pătrați de carosabil vor fi aduși la starea inițială pe parcursul derulării lucrărilor de înlocuire a vechilor conducte de apă rece. Din 2008 și până în prezent, Prescom a reușit să înlocuiască peste 70% din rețeaua de apă a orașului. După finalizarea lucrării din cartierul Crâng, va fi demarată înlocuirea rețelei de pe strada Traian Vuia și pe străzile adiacente Zambilelor și Vânători.